Salutare și bine v-am găsit în pisieria, eu sunt Mihail și astăzi explorăm internetul vechi, internetul anilor 90, cu ajutorul Windows 95 și a unei versiuni mai vechi de Internet Explorer. Hmm. One, two, three. Pentru asta am intrat pe un site care se numește theoldnet.com și care este o colecție de site-uri arhivate din anul 1993, cred, sau 94 până în 2005. Deci este o colecție destul de vastă. Sunt variantele din fiecare an ale unor site-uri populare, cum ar fi de exemplu msn.com, yahoo.com, bbc.co.uk, windows95.com, ibm.com, battle.net. BigPanda.net, WinZip.com, Cartoon Network și multe, multe alte site-uri. Ok, văd că avem și Facebook.com, o să vedem cum arată Facebook-ul pe un browser vechi de vreo 20 ceva de ani. Primul site pe care vreau să intru este yahoo.com și mi-aș dori să văd cum arată yahoo.com din 1994. Ia să vedem aici, nou script, script, hai să încarce și scripturile. A intrat antivirusul de pe calculatorul meu real, cât de tare, o să dau click aici, evident. Și uh, nu-i vreo problemă, nu văd vreo problemă. Așa arată Yahoo.com în 1994. Ok, uh, Flores aici, editez clipul ăsta chiar, chiar acum. Uh, și căutam uh, să pun o poză de un PC făcut din piatră. Uh, nu am găsit ni nicio poză cu un PC făcut din piatră, dar am găsit poza asta care mi s-a părut foarte amuzantă. Și cam atât am vrut să vă arăt, ok, mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Bine, nu cred că poți să faci uh, vreo căutare, dar după cum vedeți, site-urile erau foarte, foarte simple. Erau fără CSS prea complicat, câteva bannere și cam atât. Nu era nimic special. Văd că exista și Yahoo Deutschland și aici click here to visit the stars, să vedem. Yahoo Los Angeles. Asta era viteza de încărcare a site-ului pe atunci, așa de și exista această bară de loading. ca să-ți arate cât de um, mult s-a încărcat din site. O, de fiecare dată o să trebuiască să cap de această eroare, pentru că este un site foarte vechi și îmi intră antivirusul. Ok, văd că avem niște temperaturi aici, cred că nu sunt corecte. Nu cred că sunt temperaturile de astăzi în niciun caz. Yellow Pages, cauți restaurante, să cauți pizzerii, să cauți baruri. Comunitate online, puteți să postezi un mesaj. Ceva despre metro văd aici orașe, a, cred că astea sunt zone metropolitane, de fapt nu e metro, zone metropolitane, people search, puteai să cauți după oameni, era un fel de agentă telefonică, cred, web directory. Cine și mai aduce aminte de directoarele web? Știți că pe vremuri era toată nebunia asta cu directoare web, cu înscriere în directoare web. Treaba asta era pentru a te ranca mai sus în căutări. Dacă erai într-un director web, puteai fi rancat mai sus în căutări. Era unii care făceau chestia asta pentru tine, te înscriau în peste 100 de directoare web deodată. Eu când am început să fac chestii pe net, deja nu mai erau atât de populare directoarele web, dar parcă m-am înscris și eu cu niște site-uri prin câteva directoare web gratuite. Erau și cu bani. Deci așa arăta Yahoo în 1994. Uh, hai să vedem cum arăta Yahoo.com în 1996. Și voi da click aici arată cam la fel. Adică click here for the net radio promotion. Adică probabil dădeau ceva radio prin internet sau ceva de genul ăsta. Yahoo Finance, ia să vedem. Bineînțeles, acces refuzat. 24 de ani mai târziu. Welcome to an error again. Uh, not found. Văd că se folosește de Web Archive. Am înțeles. Ok. Hai să ne întoarcem înapoi pe theoldnet.com și să încercăm un alt site, să zicem de exemplu windows95.com. Chiar sunt curios cum arată site-ul Windows95 din 1995 de la lansare. Cu scripturi cu tot, get it, iar o să dea eroare antivirusul, iar o să-i dau click aici, advertising bune. Nu știu dacă e site-ul făcut de ei. Nu cred că e site-ul făcut de ei. Arată site-ul lor. Ah, ia uite și aveai chestii, de, de i click pe chestii de genul ăsta. Nu cred că era... Nu, clar nu era făcut de ei. Clar nu era făcut de ei. Ori fi luat domeniu după aia, I don't know. Dar hai să vedem, de exemplu, for new users only. Și dau click aici. Bineînțeles că de fiecare dată va trebui să dau click pe trebușoara asta. Ah, și au făcut o chestie ca bara de start. Și astea sunt poze individuale sau... Este un save picture as. Tare curios. Nu stiu unde a salvat-o. My computer. Nu, nu, nu. Ba că pe aici pe undeva sau. Ah, erau o bucățele, dar poze, poze făcute din bucăți. Ok. Um, dai click pe aici și aveai și e-mail. At Windows 95.com. Puteai să ai un e-mail de genul ăsta. Ok. Interesant cumva. E un site vechi. Nu, nu e afiliat Microsoft. Să nu vă gândiți la chestia asta că sigur, sigur nu este afiliat Microsoft, dar da, este interesant. Hai să vedem msn.com, tot în 1996. Hai cu scripturi, hai să dăm aici click și, băi, sincer, cred că ar trebui să dăm... A, de fapt, s-ar putea să fie chiar asta să fie site-ul. Totuși, cred că avem și MSNBC News. Dați așa că e cu MSNBC, da. Ideea este să vedem dacă ăsta poate fi... A, și nu merge nici scroll wheel-ul. N-am suport pentru scroll wheel. E, e prea vechi sistemul de operare. Da, așa arată. Să dacă dăm cu nou scripts egal false. Poate încarcă niște script. Poate pagina mai, mai cum trebuie, nu știu. Uh, nu văd mari diferențe. Hai să dăm MSNBC News. Ok. Uh, asta este din 97 și așa arăta MSNBC. Se încarcă destul de greu. Așa se încărca internetul în, în, în anii aceia. Pentru că erau conexiuni foarte slabe de internet. Și stăteai ca să ți se încarce o pagină câteva secunde, poate chiar minute bune. Și cam așa ceva arăta. Bine că avea și poze probabil pe aici undeva. Poze la o rezoluție criminal de mică. Dar, da, erau poze. Aveau și chaturi. Atunci erau foarte, foarte populare chaturile. Toată lumea stătea online să discute, să era foarte popular Mircu. Hai să vedem dacă avem și prima pagină a celor de la Google, ia să vedem. Și o să mergem la anul 1998 și o să luăm google.com cu tot cu scripturi. Sunt curios cum arată Google acum 22 de ani. Hai să vedem. Welcome to Google. Google Search Engine Prototype. Și asta este Google-ul. Așa arată Google-ul în 1998. Avea adresa google.stanford.edu. Google.stanford.edu sau google.stanford.edu pentru că a fost inițial un proiect de diplomă al celor doi fondatori ai Google și uh, era făcut de Universitatea Stanford. Google astăzi este mult mai mult decât atât. Ok, hai să vedem un alt an. Să zicem dacă mergem în 1999. Deja se schimbă lucrurile, că deja nu cred că mai erau stanford.edu, erau .com. Nu au găsit, nu avem, uh... dar putem să mergem înapoi. Să vedem dacă reușim să accesăm Google-ul din 99, pentru că Google-ul din 99 de fapt cred că arăta un pic diferit, dacă nu mă înșel. Schimbați-l un pic uh, chestii la design, nu l-a găsit. Probabil că n-au. Poate au Google.com din 2000, hai să mai cu Google.com și să punem din anul 2000. Deja Google arată aproximativ cu ceea ce ar arăta astăzi Google, dacă l-am putea accesa de pe browserul ăsta. Oare putem? Mi-a deschis de două ori Google sau... Da, uh, hai să deschidem Google.com astăzi și să vedeți. Hai mă, deschide-te. Îmi mouse-ul din mașina virtuală și... Cam așa, da, s-a încărcat, merge. Deci putem accesa Google Putem accesa Google de pe, de pe Windows 95, uh, hai să scriem ceva, PC area de exemplu, ce găsește. Și da, a da niște rezultate, nu chiar așa cum ar trebui, dar da, putem intra și pe YouTube, dar nu, pe YouTube nu ne lasă. Ideea e că așa arăta Google, nu cred că putem face search evident, ne duce pe, pe site-ul Google uh, din vremurile noastre. Uh, hai să mai vedem și alte site-uri, uh, ia să vedem de exemplu în 1996 cum arăta IBM.com. Nu, Apple.com mai. Apple, ca IBM nu e de interesant, da, Apple sigur e, e, un site interesant chiar și atunci. Hai să vedem. Și o să mergem după aia la Apple din 1999, că e interesant. Să vedem cum arăta Apple din 1999. apple din 96 așa arăta. Bine, mai trebuie să se încarce iarăși. Așa se încărca pe atunci, de -aia avea o bară de încărcare paginile. Ca să știi când s-a încărcat totul de pe pagină. Mai durează, mai durează. Chiar simulează încărcarea paginilor de atunci. Așa se încărcau. Să te pe un modem de, dacă aveai modem de 56K, erai boss de boss. De 128 erai hiper boss și cam asta erau opțiunile. Asta este internetul. Și am folosit un modem de 56K ani de zile. Cam așa arată Apple.com. Să mai ce dată refresh. Da, se pare că nu vrea. Hai să mergem și să încercăm Apple.com din 1999. Pentru că în 1990 sau chiar din 98. Pentru că atunci a venit Steve Jobs din nou la conducerea Apple și s-au schimbat niște lucruri pe site. E site-ul din 11 decembrie 1998. Deja vedeți, este altceva. Seamănă cu... Uh, aduce! A, aduce a Apple de astăzi. O să râdeți, dar cam așa. Ok, Quick Time. Apple Sites Around the World și mai erau niște site-uri în lumea întreagă. Bulgaria avea să pentru Bulgaria și n-avea să pentru România. Hai să mergem în 2001. Când 2001 deja trebuia să fie cu interfață. A, sau 2002. Hai 2002. Dacă mă lasă să mă duc și pe un site din 2002, eu sunt super, super fericit. Dar sunt curios cum arată site-ul Apple în 2002. Am spus că rămânem doar în 1996, dar încercăm să vedem și evoluția site-urilor de-a lungul, de lungul anilor, pentru că site-urile au fost influențate și de trendurile din designul de la acea vreme, din anii respectivi. Vezi că deja arată site-ul a interfață Aqua. Vorbim de anul 2000 și dacă mergem și mai departe, vezi că tot schimbă site-urile. Astăzi site-ul arată Blic diferit. Ok, vă ca un testimoniale. Dat Mac, iSync, uh, cred că e numele iTunes de atunci. Port by Mac OS X Server, macOS X Server. Ok, uitați-vă și cum arată site-ul. Un site frumos pentru vremurile alea. Chiar era considerat un site frumos. Dacă ne uităm la Microsoft.com, cred că arăta mult mai urât. La Microsoft o să mergem backwards, știți, din 2002 până Clar, arăta bulky, gen interfața din Windows 95 și 98 și așa arăta tot anii 90. Ce era tot, plin de linkuri, fără poze, cum e pagina de help. Dacă mergem în 2000, se schimbă ceva. Oricum, dacă se schimbă, se schimbă mai rău, nu mai bine. Nu vă gândiți că o să fie mai bine, nu, să fie fi mai rău. Sau la fel. <laughs> Not the same, but similar. Și 1996. 1996 va fi, cred că aia în 1996 vor fi niște surprize de urâte de tot față de Apple, cred că l la la lumină. Părerea mea acum. Am, nu chiar, nu chiar, dar da, da nu arăta extraordinar nici în 1996, nu arată extraordinar nici în... Da, arăta exact ca... Exact cum au imaginat ei, internetul. Best experience with Microsoft Internet Explorer. Bun, hai să mai vedem și alte site-uri, hai să vedem totuși IBM.com. Băi, ăsta arăta un pic mai, așa să zicem, modern, dacă ăsta e termenul. atât destul de modern. E făcut cu HTML 2.0. Ah, are HTML 3.x. Nu știu ce e ala. E ca un fel de HTML 5 pentru anii 90. O chestie spre șmecheră. Și 3.2. Ce dragi Mamă, deci, voi vă dați seama, aveau mai multe versiuni de site. Mi se pare genială treaba asta. Uh. Și clar că ăsta nu mai vrea să mai o eroare. Bun. Întoarcem pe The World Net și hai să mai încercăm uh, totul în 96, să încercăm să vedem dacă aveau niște instituții, de exemplu, să vedem dacă aveam site-ul gov.ro, exista așa ceva? Oare? Ia să vedem. Aveam noi ceva site-uri pe atunci? Sau m.ro, mediafax.ro trebuie să încercăm, site-ul românești. Nu cred, că, nu cred că aveam așa ceva. Uh, exista, dar era doar o chestie așa Hai să vedem Mediafax.ro, că știu că ăștia de la Media Pro, Mediafax, Media și altele aveau site-uri pe vremea aia. Chiar iau domeniul m.ro. Hai să vedem. A, nu .com, nu nu .com, nu .com, nu .com, .ro, Mediafax sau, da, Mediafax.ro cu scripturi. În 96 sigur aveau site, adică cred că aveau site. Da? Aveau? Welcome to Mediafax, aveau logo, business, customers, bla, bla, bla. Da? Aveau? Aveau, aveau, aveau site. Aveau. Um, și dacă mergem în anul... De fapt, hai să mergem în 98. dar duse drumul la site-ul de știri? Mediafax.ro Internet Explorer install on demand. Post European Text Display Support. Download. Mă lasă. Set up check the network location, bla bla bla, n-am. Asta era site-ul lor, bine. Urma să se încarce. Aveau și gifuri în site. bă, interesant așa, nu, nu zic că era, că era rău. Adică aveai... Uh linkuri pe fiecare chestie din asta. Și mi se pare că avea site atunci, dacă nu mă înșel, și tvr avea site în 98, tvr.ro, cred că aveau și ea site, -a. dacă nu mă înșel. Societatea Română de Televiziune, evident că aveau site. -a. Fă click aici, în cazul în care aveau site, dar probabil că nu le, nu le nu, nu l-au crolat. Na, era un site prea puțin important. 996, dacă 99 nu aveau site. -a. Și televiziunea română văd, dar nu, nu se încarcă nimic. Bine, v-am spus, site-urile se încărcau greu pe atunci. Și Windows 95 au de descărcat în background, jurnal live 14, 20, ok, foarte multe poze. Hai să așteptăm să se încarce. Chiar sunt curios dacă se încarcă cum trebuie. Avea foarte multe frame-uri din astea, multe poze, de multe poze și frame-uri. Uh, sunt curios dacă se încarcă pe un browser modern. Am am eu curiozitatea asta dacă se încarcă pe un browser modern. Și o să vreau să văd treaba asta. Ia să se încarcă pe un browser modern, eu încerc pe un alt ecran. Uh, da, se încarcă, dar se încarcă la fel de greu, deci nu vă gândiți, sunt site-uri vechi. Da, nu merge, nu merge. Deci dacă mă duc în 2000, băi, impresionant e că aveau site pe atunci, adică asta este Campionatul European de fotbal, dacă a fost atunci Campionatul European de fotbal sau Mondial, nu european a fost, european. Ah, a da, nu 99, da că venea European, 98 a fost mondialul din Franța, acces refuzat, acces refuzat, în fine, da, sare antivirusul și și îmi dat o felul de erori, dar, dar da. Cam asta a fost incursiunea noastră în, să zicem așa, analele internetului anilor 90 și pe afară și pe la noi. Dacă mai aveți idei, dacă mai vreți să vedeți ceva din anii aceia, să-mi spuneți. Și cam asta a fost. Eu am fost Mihail, vă ați fost în pisieria, să aveți o zi frumoasă. La revedere.